Dragii noștri, în rubrica noastră, Arena Sănătății, a venit vremea să vorbim despre portocale, despre portocalele pe care le râvneam atât de mult în copilărie. Vă invităm astăzi să aflăm împreună istoria portocalelor. Bineînțeles, vă recomandăm și câteva rețete cu portocale și, bineînțeles, vorbim despre beneficiile portocalelor pentru sănătate. Înainte de toate, trebuie să spunem că portocala este un hibrid derivat din pomelo și face parte dintr-o familie mai amplă de citrice, din care fac parte și lămâile și mandarinele. Atât varianta originală, amară, cât și varianta ulterioară, dulce, provin din China. Din China, portocalele s-au răspândit în Oceania, în India, în Persia. În Europa, portocalele au ajuns prin intermediul negustorilor persani. Aceștia le-au adus în Imperiul Roman cam prin secolul I înainte de Hristos și portocalele au început să fie cultivate în Imperiul Roman, în nordul Africii. Dar aceasta era o variantă amară a portocalelor, care a mai fost redescoperită apoi de europeni prin secolul al XI-lea, când acestea au fost aduse de cruciați în Europa din nou. Dar apoi, în secolul al XVI-lea, negustorii portughezi au adus din China portocala dulce, pentru că între timp în China apăruse portocala dulce. Cuceritorii spanioli, conquistadorii spanioli, au dus apoi portocali pe continentul american și acolo culturile de portocali s-au răspândit rapid, în Cuba, în Brazilia, în Costa Rica, în Florida, în California și astăzi, pe continentul american, există culturi vaste de portocali, care rivalizează, bineînțeles, cu culturile de portocali din bazinul Mării Mediterane. În Europa, succesul fulminant al portocalei dulci, a fost asigurat de Regele Soare, de Ludovic al XIV-lea, care considera portocala cel mai grozav fruct și chiar ținea ca la Versailles să aibă întotdeauna portocali și portocalii erau cultivați în lădițe la Palatul Versailles și erau scoase afară, în grădină, atunci când vremea permitea acest lucru. Moda cultivării portocalilor s-a răspândit rapid și toate aceste oranjerii, ca să le spunem așa, s-au înmulțit rapid și s-au și îmbogățit rapid cu tot felul de alte plante aduse din colonii și așa s-a dezvoltat și botanica, iar horticultorii europeni au continuat să dezvolte portocalii și chiar au ajuns la peste 250 de specii de portocali și acestea să fie diferite în funcție de aromă, în funcție de gust și așa mai departe. Oricum, portocalele erau foarte iubite, foarte, foarte iubite, atât pentru parfumul lor, cât și pentru gustul lor, dar erau iubite și florile de portocal. Dar trebuie să spunem că portocalele, pentru foarte lungă perioadă din istorie, au rămas rezervate doar celor bogați, pentru că nu erau niște fructe tocmai ieftine. Dar astăzi, din fericire, portocalele au ajuns să fie foarte accesibile și foarte consumate. În Franța, de exemplu, portocalele sunt cele mai consumate fructe după mere. Dar, așa cum am promis, haideți să vorbim puțin despre istoria portocalei. Bineînțeles, portocalele au fost încărcate de tot felul de legende și de tot felul de superstiții. Se spune de fapt că acel măr de aur celebru din antichitate pe care Juno i l-ar fi dat lui Jupiter ar fi fost de fapt o portocală strălucind în lumina soarelui și aceste fructe ale zeilor în antichitate apar și în povestea Atlantei. Așa cum știm, Atlanta era o atletă de mare clasă și ea spunea că nu se va căsători decât cu cel care ar fi capabil să o înfrângă în competiție, să iasă victorios într-o cursă la care ar participa și ea. Și, bineînțeles, nu se prea înghesuiau pretendenții, pentru că dacă nu ar fi ieșit învingători în competiția respectivă, pedeapsa era moartea. Totuși, Milanion a complotat, ca să spunem așa, cu Afrodita și la cursa organizată a făcut în așa fel încât Afrodita să-i arunce în calea Atlantei portocale. Și cum Atlanta nu mai văzuse niciodată portocale, se tot oprea mirată de portocalele care îi apăreau în cale, să le admire. Și atunci Milanion a ieșit victorios. Iată cum portocalele au început să aibă legătură și cu poveștile de dragoste. Pentru că după ce au avut legătură cu povestea de dragoste între Milanion și Atlanta, ele au început să apară și în
ritualurile de dragoste, ca să spunem așa. Adică cei care își dăruiau portocale sperau ca prin acest gest să fie mai mult atrași unul de altul. Și mai apoi să nu uităm nici de florile de portocal, pentru că ghirlande cu flori de portocal se dăruiau mireselor, pentru că tinerele fete își puneau în ziua nunții, în păr, în coafură, flori de portocal, pentru că acestea simbolizau puritatea, fecioria, și își puneau câteva flori de portocal și în buchetul de nuntă, pentru ca să aibă noroc, pentru că florile de portocal aduc și noroc, iar fructele, portocalele, erau bineînțeles și ele prezente la nuntă, pentru că portocalele simbolizează fertilitatea și era un semn, o dorință ca viitorul cuplu să aibă mulți copii, un fel de ajutor, să spunem așa, ca viitorul cuplu să aibă mulți copii. Dar toate aceste superstiții despre florile de portocal și despre portocale s-au îmbogățit de-a lungul timpului, adică au apărut noi și noi superstiții. De exemplu, în Madrid, în secolele trecute, curtezanele obișnuiau să se parfumeze cu apă de flori de portocal, ca să aibă un succes mai rapid, ca să spunem așa. Și de aici, portocalele și florile de portocal au început să fie asociate nu numai cu inocența, ci și cu seducția. Așadar, cine dorea un succes mai rapid, din punctul de vedere al seducției, cine dorea să fie cuceritor sau cuceritoare mai rapid în această privință, automat purta flori de portocal sau se juca chiar cu o portocală. Și trebuie să spunem că acest lucru nu a fost doar în Europa, și în China. Portocalele însemnau mai multe lucruri. Însemnau bune auspicii, însemnau dragoste, însemnau noroc și, bineînțeles, toată lumea poftea portocale. Chiar și copiii mici erau foarte lacomi în privința portocalelor și atunci chiar li se spunea: atenție, dacă mâncați prea multe portocale, vă va crește în burtică un portocal, tocmai pentru a îi potoli puțin în dorința de a mânca cât mai multe portocale. Și această amenințare există chiar și astăzi în China pentru copiii mici. Atenție, dacă ești prea lacom, îți va crește un portocal în burtică. Dar, ca să revenim, portocalele, după cum spuneam, sunt încărcate foarte, foarte mult de superstiții. Și pentru că vorbim de superstițiile legate de portocale, trebuie să spunem că portocala, în vis, are foarte multe interpretări. Depinde cum anume te visezi cu o portocală. De exemplu, dacă te visezi că mănânci o portocală, este un semn de sănătate. Dacă visezi că decojești o portocală, s-ar putea să ai probleme, chiar probleme financiare, sau să pierzi pe cineva drag. Asta în Europa. Dar, de exemplu, în lumea arabă, dacă visezi o portocală, are iarăși diferite semnificații, puțin diferite. Dacă visezi că ești la piață și cumperi portocale, s-ar putea ca iubirea pe care o trăiești să nu fie foarte statornică, să fie schimbătoare. Dar, bineînțeles, dacă visezi că ai multe portocale și mănânci portocale, e și acesta un semn bun. E un semn de fericire, un semn că ar putea să urmeze o căsătorie fericită. Însă dacă doar vezi portocale fără să le atingi, acesta nu este un semn prea bun. Este un semn că dragostea ta nu ar fi o dragoste împărtășită. Dar dacă mănânci o portocală, este un lucru foarte bun. Este un lucru care înseamnă că dragostea ta este împărtășită. Și dacă tot am ajuns să vorbim de ce înseamnă să mănânci o portocală, haideți să vedem ce înseamnă să mănânci o portocală nu doar în vis, ci și în viața reală. Pentru că portocalele sunt printre cele mai bune fructe pentru sănătatea noastră. Ele conțin vitamina C, vitamina A, acid folic, vitamina B1, vitamina B6, flavonoizi, fibre, conțin și tot felul de minerale esențiale pentru sănătatea noastră. Conțin magneziu, calciu, fosfor, cupru și așa mai departe. Ele ne pot ajuta pentru regenerarea celulară. Ele conțin foarte mulți antioxidanți și ne pot ajuta în lupta cu radicalii liberi. Așadar, portocalele sunt extraordinare pentru sănătatea noastră. Așadar, ar trebui să mâncăm portocale, nu numai în vis, ci și în realitate. Pentru că nu trebuie să uităm cât de mult bine pot să facă portocalele sănătății noastre în general. Se spune că portocalele sunt indicate în bolile de inimă. De fapt, portocalele reduc colesterolul, reduc tensiunea arterială și susțin sănătatea pereților vaselor de sânge. Astfel, într-adevăr, ele sunt indicate în afecțiunile cardiovasculare și, în plus, se spune că portocalele ajută la
prevenția osteoporozei. Se spune de asemenea că sunt indicate celor care se confruntă cu diferite afecțiuni grave, precum diabetul, dar și afecțiuni precum Alzheimer sau Parkinson. Și în plus se spune că portocalele au proprietăți anticancerigene și în acest sens sunt, după cum spuneam, indicate în prevenție. Așadar, dacă vreți să fiți sănătoși, mâncați portocale și portocalele sunt recomandate și pentru sistemul respirator și pentru sistemul imunitar. Să ne gândim doar puțin la câte vitamine și la câte minerale conțin portocalele, normal că ne cresc imunitatea, normal că ne fac bine imunității și în plus, portocalele sunt indicate și în curile de slăbire. De ce? Pentru că sunt printre fructele care au calorii negative. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aportul de calorii pe care îl aduc ele organismului este mai mic decât ceea ce consumă organismul pentru digestia lor. Așadar, dacă vreți să faceți cură de slăbire, puteți să mâncați portocale, liniștiți. Și trebuie însă să precizăm un lucru. Ar trebui să mâncați aceste portocale separat de alte alimente, pentru că dacă le mâncați împreună cu alte alimente, s-ar putea să fermenteze totul în stomac. Așadar, portocalele sunt foarte bune în curele de slăbire, dar să le mâncați separat de alte alimente. Și pentru că vorbim de beneficiile pentru sănătatea ale portocalelor, trebuie să spunem că în China, în medicina tradițională chineză, există tot felul de remedii cu coajă de portocală pentru îmbunătățirea digestiei. La noi, din coaja de portocală, se preparau tot felul de prăjituri și tot felul de dulcețuri și așa mai departe. Însă, sincer, astăzi nu cred că mai este recomandat acest lucru, deoarece toate aceste citrice sunt tratate cu tot felul de substanțe toxice pentru a rezista la un transport îndelungat și toate aceste substanțe toxice nu sunt detectabile de către noi și oricât le-am curăța, oricât le-am spăla, cred că este mai sigur să nu ne facem noi tot felul de preparate din coajă de portocale, de exemplu, sau din coaja altor citrice, tocmai pentru că nu putem să detectăm singuri acasă dacă mai există substanțe toxice pe coaja lor. Așadar, cred că ar fi de preferat ca toate aceste preparate din coji de portocale sau cojile altor citrice să le cumpărăm de la producători care folosesc coaja acestora atunci când fructele sunt proaspete și să preferăm, de exemplu, să achiziționăm, chiar dacă sunt ceva mai scumpe, toate acele produse care sunt ecologice în acest sens. În rest, noi putem să ne delectăm cu portocale, cu sucul de portocale, cu un freș de portocale care știm că ne remontează rapid vara, sau să mâncăm tot felul de salate de fructe cu portocale, sau să ne facem tot felul de prăjituri cu portocale, dar putem să savurăm și alte rețete de carne cu portocale, de exemplu, rață cu portocale, care știm că este o rețetă celebră atât în bucătăria franțuzească cât și în bucătăria chinezească, sau pește cu portocale, un pește, o rețetă de pește mediteranean pe un pat de portocale. Și noi chiar v-am pregătit aceste rețete de rață cu portocală și somon cu portocale și dacă intrați pe accmediachannel.ro la prezenta postare, veți descoperi aceste rețete. Sunt niște rețete mai sofisticate, dar totuși nu foarte grele, așadar puteți să le încercați atunci când aveți timp și cu siguranță vă veți uimi invitații. Dar dacă vrem să revenim puțin la coaja de portocale și la produsele din coaja de portocale, trebuie să spunem că din coaja de portocale se extrage și un ulei care este foarte bun și este foarte bun nu doar ca să îl folosim ca să îl punem în candela de aromaterapie și să parfumăm casa și să ne dea un sentiment plăcut de relaxare, de înviorare. Putem să-l folosim și să-l includem, acel ulei de portocale, și în tot felul de preparate care să ne facă bine atât sănătății cât și frumuseții. Și uleiul de portocale este foarte bun pentru a fi folosit și în tot felul de comprese împotriva crampelor musculare, de exemplu. Dar, după cum spuneam, poate să fie foarte bun și în rețete de frumusețe. De exemplu, există o rețetă de frumusețe antirid cu miere și
cu câteva picături de ulei esențial de portocale și pur și simplu semnele de îmbătrânire parcă dispar, însă această mască se pune pe piele atunci când este puțin călduță, pentru ca porii să se deschidă și să acționeze mult mai bine, adică să intre în piele toate acele substanțe extrem de importante pentru sănătatea noastră. Și acesta este și motivul pentru care uleiul de portocal, apa de flori de portocal și, bineînțeles, mierea se găsesc în diferite game de cosmetice, pentru că toate aceste ingrediente sunt foarte, foarte bune, atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru frumusețea noastră. Așa că haideți să ne răsoțăm acum cu niște portocale, cu un fresh de portocale, cu niște dulciuri cu portocale. Fie că este vorba de înghețată cu portocale, de prăjituri cu portocale sau de o salată de fructe cu portocale. Sau, dacă nu aveți răbdare până să preparați tot felul de dulciuri sofisticate cu portocale, puteți pur și simplu să alegeți jeleuri cu miere, portocale și scorțișoară de la Apidava. Și puteți să le dați și celor mici, vor fi încântați. Pentru că este vorba de un gust dulce, dar răcoritor cumva. Este un gust foarte interesant pe care l-au aceste jeleuri de la Apidava. Așadar, merită să le încercați. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi în toată această incursiune în istoria portocalelor și în această rememorare a beneficiilor pentru sănătate și frumusețe ale portocalelor și, bineînțeles, vă invit să urmăriți în continuare rubricile Arena Sănătății și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Veți găsi acolo multe emisiuni de sănătate din domeniul apifitoterapiei, realizate cu cei mai buni specialiști de la noi din acest domeniu. Intrați așadar pe accmediachannel.ro și descoperiți toate aceste emisiuni. Merită, credeți-mă, și veți găsi în aceste emisiuni recomandări din medicina complementară pentru diferite afecțiuni, dar veți găsi și cele mai bune sfaturi pentru prevenție, pentru că nu trebuie să uităm că prevenția este esențială. Să previi e mai ușor decât să tratezi. Așadar, aveți grijă de voi și informați-vă corect. Și nu uitați că pe canalele noastre media online găsiți informații corecte, informații de la medici de renume. Vă mulțumim tare mult! Te întreb ce miere să alegi? În Cetatea Albinelor, Apidava, din inima Transilvaniei, găsești apicole sănătoase și delicioase, regăsești gustul copilăriei și energia de care ai nevoie. Sănătate și frumusețe cu Apidava, din inima Transilvaniei.